Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul Dumnezeu. Romani, capitolul 7, versetul 14. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului că nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta când vreau să fac binele. Răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, un nenorocitul de mine, Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumim fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile fii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus mai a izbăvit de legea păcatului și a morții că lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, că ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Iubit popor al Domnului, frași și surori, dragi prieteni, vă salutăm încă o dată în casa Domnului, în prezența Domnului și salutăm în numele Mântuitorului Iisus Hristos din partea Bisericii Betania și persoanele, frași, surori sau prietenii noștri care ne urmăresc online de obicei sau sporadic. Pe toți vrem să vă salutăm! În seara aceasta, ianuarie 13, 2008, duminică seara, la Chicago, Vrem să ne oprim în fața Evangheliei Veșnice a lui Dumnezeu cu aceeași atitudine de responsabilitate și cu setea de a cunoaște mai mult Cuvântul lui Dumnezeu și să continuăm să învățăm în șirul de lecții biblice numit Întrebările Bibliei. În seara aceasta, întrebarea pe care o vom studia împreună este următoarea. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Sau această afirmație fiind pusă sub formă de întrebare, Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Acesta este cuvântul Domnului pe care aș vrea să-l pun în fața dumneavoastră și în limita călăuzirii Duhului și a timpului disponibil să ne oprim cu inima, cu mintea și cu toată responsabilitatea să-l studiem. Am avut un timp frumos de cântare, de rugăciune, inima noastră este bucuroasă în prezența Domnului, este liniștită și acum. Cu toată dragostea ne uităm la scripturi, să continuăm să învățăm, știind că noi nu putem fi mai buni decât știm că trebuie să fim din partea lui Dumnezeu. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Această afirmație este greu de înțeles. Ea are nevoie de multă explicație. Să facem mai întâi câteva considerente pe marginea textului citit. Apostolul Pavel scrie capitolele 7 și 8 din Romani, prezentând câteva principii ale războiului spiritual care se petrece în inima unui om. Un război spiritual dus între două armate, armata fiii pământești și armata Duhului. Aș vrea să explicăm puțin termenii fără pretenția că epuizăm explicația. Ce este firea pământească? Ce este firea duhovnicească sau omul duhovnicesc? Firea pământească este carnea cu toate dorințele ei păcătoase, exprimate prin instinctele primare pe care omul le are și cu care trebuie să se lupte o viață întreagă. Firea pământească este o instanță care nu moare niciodată decât odată cu noi. Mă refer la moartea fizică acum. Ea nu moare, ea rămâne în viață. Noi doar o răstignim, ca pe un afiș o prindem în cuie. Nu mai hrănim și nu mai ascultăm de poruncile ei, de sfaturile ei și nu ne mai luăm după ce ne spune ea. Dar firea pământească rămâne în existență. Ea este instanța aceasta pe care instinctele carnale și păcătoase ale omului le are față de o viață trăită în păcat în toate aspectele complexității umane, gânduri, sentimente, atitudini, motivații, gesturi, fapte și așa mai departe. Omul duhovnicesc este omul care a fost deslipit, scos de sub robia firii, el nu mai este angajat la patronul fire, ci din potrivă, el s-a angajat la o altă companie, a intrat în compania lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus pe Duhul Sfânt în el, acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu a adus împreună cu el puterea lui Dumnezeu care transformă efectiv transformă ființa interioară a acestui om, care nu mai trăiește ținând cont de vechiul stăpân, firea, ci acum trăiește ținând cont de nou stăpân, Duhul, și datorită Duhului, omul devine duhovnicesc. Nu mai este ca și înainte, de la fire firesc. Omul păcătos, omul fără Dumnezeu, și aici, pot, aici intră oamenii cinstiți, oamenii morali, sau oamenii foarte păcătoși, oamenii cu foarte mari hobby-uri păcătoase, cu obsesii păcătoase, cu comportamente violente și răutăcioase. Noi nu vorbim aici de oameni buni sau răi, ci vorbim de oameni pocăiți sau nepocăiți. Pentru că pot exista oameni care nu, sunt, nu trăiesc cu Dumnezeu, dar în aparență au o viață morală în aparența o viață morală. Noi nu vorbim aici de o etică socială, de un comportament moral acceptat de societate, ci noi vorbim aici din punct de vedere spiritual de pocăință sau de absența pocăinței, de neprihănire sau de absența neprihănirii, de omul născut din nou sau de omul care trăiește în păcat, deși în societate pare un om cinstit și moral. Omul păcătos trăiește din punct de vedere spiritual sub autoritatea firii pământești și în firea pământească. El este rob aici. Calitatea lui nu este de partener. Calitatea lui este de rob. El este obsedat și dominat de firea pământească. Firea pământească vine în viața lui pe poziția de șef. Ea dictează, nu propune. Datorită acestui stăpân care domină ființa omului, Omul nu poate să facă altceva decât să trăiască în păcat. În firea pământească există o neputință totală de a face voia lui Dumnezeu. Versetele de la 14 la 18 pe care le-am citit, sau de la 19 la 22, a treia afirmație. În om există o teribilă luptă între instanța firii și instanța Duhului care acum a venit în viața lui. Războiul acesta nu începe când există o singură armată. Un boxer niciodată nu se poate bătea singur. O echipă de fotbal nu poate să aibă meci singură. Poate să facă antrenament împărțind echipa în două. Firea pământească nu are cu cine să se lupte dacă nu-i duh acolo. Dar când omul se pocăiește, când duhul vine, atunci dintr-o dată firea pământească vrea să-l împingă afară pe Duhul, iar Duhul vrea să împingă afară pe firea pământească. Și acest război începe odată cu pocăința și se termină la moartea fizică. Războiul acesta nu se încheie nici la botezul cu Duhul Sfânt, nici la ordinarea ca pastor, nici la orice altă poziție pe care omul primește. Rămâne o luptă spirituală care se desfășoară în Duhul omului și în interiorul omului, între firea pământească și între Duhul, și în această luptă omul este parte. Supremația firii pământești se manifestă în omul nemântuit. Chiar dacă are anumite experiențe spirituale, dar în care încă nu trăiește Hristos, influența fii pământești se manifestă și în omul care s-a mântuit, dar nu se apropie de Domnul Isus Hristos și nu crește în credință. Priviți la mulți oameni care sunt mântuiți, adevărul e că Dumnezeu știe cât de mântuiți sunt, dar vin la Biserică. Priviți la faptele lor, cine îi călăuzește să facă ce fac? Duhul? Nici de cum. Victoria aceasta, aceast, acestei lupte este pierdută de firea pământească atunci când omul nu se mai orientează și nu mai colaborează cu ea. Atâta timp cât colaborează cu firea pământească, omul nu poate birui rupând relația cu ea, întorcându-i spatele, nemai ascultând la sugestiile ei, omul începe puțin câte puțin să iasă de sub domnia ei, de sub vraja ei, de sub puterea ei de a-l domina și începe să se apropie de o altă sursă cu care comunică și de care se lasă influențat, Duhul. Și pe timp ce se desparte de fire, devine mai puțin firesc. Și pe timp ce se apropie de Duhul, devine mai mult duhovnicesc. Omul tot timpul pendulează între aceste două instanțe. Și omul e firesc când se apropie de fire. Și e duhovnicesc când se apropie de Duhul. Este imposibil să fie aproape de amândouă dată. Și la fel de imposibil să fie departe de amândouă dată. E ori aproape de una și departe de alta, ori aproape de cealaltă și departe de prima. Omul tot timpul pendulează prin modul lui de viață. Dacă omul vrea să se apropie de Dumnezeu și intră într-o perioadă de rugăciune, de post, frecventează serviciile divine ale Bisericii, urmărește neprihănirea, asta înseamnă că omul iese de sub autoritatea firii și puțin câte puțin se depărtează de ea și se apropie de Duhul. Duhul începe să aibă multă influență asupra lui. Se întâmplă o curățenie în viața lui, puterea vine peste el, lumina vine peste el, autoritatea vine peste el și omul este din ce în ce mai duhovnicesc. Dar intră într-o perioadă când își schimbă serviciu, ajunge într-un nou loc de muncă unde se împrietenește cu niște derbedei și din nou se duce la o berică, la o țigare, la o prostie și puțin câte puțin începe să orărească cu rugăciunea, cu citirea Bibliei, cu adunarea și spune, sunt busy adică sunt ocupat, și începe să se apropie de fire, atunci Duhul Sfânt nu mai are autoritate asupra Lui. Dar firea începe să-și întindă tentacolele ca o caracatiță și din nou începe să-L împingă înspre păcat. Viața unui om este această experiență care pendulează între fire și puterea ei de a-L atrage și Duhul și dorința Lui. De a-l influența. Când Pavel spune cine mă va elibera de acest trup de moarte, vorbește din perspectiva unui om în a cărui inimă se întâmplă un război puternic. Războiul este cel pe care îl explică. Vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar nu pot. Vreau să mă las de țigări. Exemple, astea nu mai sunt de pe vremea lui Pavel, ci pur și simplu cotidiene. Vreau să mă las de țigări și nu pot. Vreau să renunț la vechiul mod de viață. Știu că nu-mi face bine prietenia cu omul ăla, dar nu pot. Vreau să renunț la modul meu de a mă raporta la partenerul de viață, să nu mai mă raportez ca un stăpân. Să nu mai tratez cu astfel de atitudine că nu sunt polițistul ei, sunt bărbatul ei sau sunt soția lui. Și omul încearcă să-și schimbe viața, dar nu poate. Știe că trebuie, dar nu poate promite că o să o facă, dar nu se întâmplă, deoarece nu poate. Și bietul om încearcă o zi, încearcă un an, încearcă doi și pentru că nu reușește, se dezamăgește. Devine frustrat și se sperie, spunând, n-am să reușesc niciodată. Îi dispare credința că pentru el va mai exista vreodată o schimbare. Și atunci, firea lea din ce în ce mai tare în brațe, îl leagă, îl înfășoară și omul ăsta poate să vină restul vieții la biserică. Este o victimă a firii pentru restul vieții. Este o victimă a firii pentru restul vieții. Asta nu înseamnă că dacă se pocăiește și se apropie de Duhul, nu poate să iasă de sub autoritatea firii, ba da. Dar să știți că ori de câte ori venim la Dumnezeu, ne apropiem pe Dumnezeu, cunoaștem pe Dumnezeu într-o nouă dimensiune, într-o intensitate mai mare și cădem din nou într-un mod de viață păcătos. În viața noastră nu se întoarce unul, se întorc șapte. Și când dăm afară, nu mai dăm unul ca adineauri, dăm șapte. Și dacă din nou ne întoarcem în lume o vreme, când vin, nu mai vin șapte și vin șaptezeci, și când dăm afară trebuie să dăm șaptezeci, iată dar că această navetă, adică călătorie între fire și duhul, nu aduce niciun beneficiu omului, din potrivă este un blestem. Poate că introducerea aceasta a fost prea lungă, dar am vrut să pun în fața dumneavoastră situația din care vorbește Pavel. El pune această întrebare din această stare. Acum, aș vrea să privim la desfășurarea luptei, ca să înțelegem puțin lupta aceasta. Cei mai buni strategi militari. David din Biblie, Napoleon al Franței, Hitler al Germaniei și mulți alții au fost renumiți strategi militari, iar strategia lor, pe lângă intuiție, imaginație, a avut și cunoașterea desfășurării luptei. Ei și-au imaginat cum, cum lucrează frontul, cum vin armatele și... Imaginându-și desfășurarea luptei, au anticipat anumite acțiuni și în felul acesta tot timpul au avut asul în mânecă, adică au avut o soluție pentru front. În momentul în care noi, datorită războiului interior dintre fire și duhul, unde noi suntem parte la mijloc, cunoaștem felul în care se desfășoară lupta, atunci putem mai bine să ne organizăm, să știm. Cine este cu noi și cine este împotriva noastră? Dacă avem această cunoștință, ea nu rezolvă problema, ea ajută problema. Desfășurarea luptei, deci. Diavolul este general, generalul firii pământești. Diavolul este generalul morții, diavolul este generalul păcate, păcatului, diavolul este generalul poftei. Și este generalul Ispitei. Ofițerii lui sunt aceștia: moartea, păcatul, firea pământească, pofta și Ispita. Aceștia sunt Consiliul de Ministri ai Diavolului. Și folosim tot timpul acești ofițeri superiori. Diavolul declanșează un război teribil în interiorul nostru. Și împotriva noastră, și împotriva Duhului care este în noi. Timp în care Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt care sunt în noi, folosesc scripturile, rugăciunea, postul, părtășia cu frații, cercetarea și meditarea la lucrurile vieții și multe alte lucruri. Ei bine, aceste două armate tot timpul se bat în noi. Și ori de câte ori ne trezim dimineața, au și apărut planul de război. Vine generalul și ne pune planul de război în față. Fa asta. Vine Duhul Sfânt și ne spune: "Apleacă-te pe genunchi, citește un verset din Scriptură și ai grijă astăzi că tu știi că ai o problemă, ai o slăbiciune. Ține-te tare, ai grijă, veghează la aspectul ăsta." Și lupta începe și durează 16-18 ore până ne culcăm. Și când ne culcăm, înainte să ne culcăm, se termină ziua, venim înapoi la Domnul și spunem: "Doamne, a trecut ziua." Iartă-mă că am pierdut din nou lupta, nu în toate privințele, dar în privința aceea. Și Domnul ne iartă dacă ne pocăim și ne smerim cu intenția să părăsim păcatul. Dar nu uitați, ne trezim din nou. Și din nou vine generalul de război și spune, pune mâna pe telefon și începi. Pune discul. Sau, 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 sau vine și Duhul Sfânt și spune, apleacă-te pe genunchi, deschide Biblia, ia o zi de post astăzi, ai grijă la slăbiciunea aia, că tu știi că acolo ești sensibil, știi că acolo e gheață. De multe ori am alunecat cu mașina pentru că era drumul curat și am ajuns pe o porțiune cu gheață. Și când am ajuns acolo, m-am oprit. Dar m-am oprit altfel decât cum trebuia. Așa se întâmplă în viață. Dar, desfășurarea luptei. Și acum o să vă rog frumos să fiți foarte atenți. Pentru că trebuie să accept că această parte a scrisorii lui Pavel este o parte foarte adâncă și ea trebuie înțeleasă duhovnicește. La fel de adevărat e că nu poate fi înțeleasă decât de oamenii duhovnicești. Primul lucru în desfășurarea luptei este următorul. Diavolul care este generalul are un asistent. Are acest asistent care îi dă putere. Și puterea diavolului întotdeauna este moartea. Puterea diavolului este moartea. Și scripturile spun să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Evrei capitolul 2, versetul 14. Diavolul are moartea în mână ca pe un ofițer superior. Și cu această moarte el are o foarte mare autoritate asupra fiilor oamenilor. În momentul în care un om moare nemântuit, nu mai există nicio soluție pentru el. Diavolul își folosește această putere și îl duce în brațele lui pentru vecii vecilor. Diavolul îi manipulează pe oameni cu moartea. Nu există alt dușman mai mare al unui om decât moartea. Pentru că moartea este sfârșitul existenței pe pământ. Discutam de o zi cu soția mea despre o bunică de-a ei. Era destul de în vârstă. Și mi-a spus ceva ce eu n-am știut. Îmi spunea: Când a murit bunica, am fost lângă ea. Și am văzut în, în privirea ei că nu vrea să moară. A trecut așa un fior prin mine. Era o femeie în vârstă. Nu vrea să moară? Bunica mea de care vă spuneam că a fost oarbă în ultimii cinci ani nu vrea să moară. a cinci ani în care a fost oarbă, spunea: Doamne, ia-mi viața că m-am săturat. De o mie de ore am auzit-o spunând asta. Doamne, mai bine ia-mi zilele că m-am săturat. Și când a venit îngerul morții, a fost disperată de frică că moare. Omului e frică de moarte. De aceea, diavolul știe că moartea este cel mai bun instrument în mâna lui. Și puterea diavolului este moartea. În felul acesta începe desfășurarea luptei. El este generalul și asistentul lui superior este moartea și puterea pe care o are diavolul o are în primul rând prin acest eveniment care se derulează în viața oamenilor, moartea. însă puterea morții este păcatul. La rândul lui acest ofițer superior de rang superior, moartea are și el un asistent de nădejde. Și asistentul de nădejde al morții e păcatul. Ce putere ar avea moartea dacă n-ar exista păcatul? Moartea s-ar autodizolva, s-ar autodesfința. Moartea este pe piață, moartea e tare pentru că există păcat. Și prin păcat înghite oamenii. Moartea spirituală, adică să trăiești în păcat. Moartea fizică, adică să mor cum mor oamenii, te duci la funeral și apoi în pământ. Și moartea veșnică, este după judecata de apoi de la tronul alb, când Dumnezeu spune: Duceți-vă de la mine blestemaților că nu vă cunosc. Întotdeauna pronunțarea sentinței de la moartea veșnică are legătură cu moartea spirituală. Ei bine, dacă n-ar exista păcat, n-ar fi existat nici moartea spirituală, n-ar fi existat nici moarte fizică, n-ar fi existat nici moarte veșnică. Moartea are autoritate pentru că ea folosește păcatul. Și prin păcat ea devine stăpână peste oameni. Și totul pleacă de la general. Totul pleacă de la general. Generalul folosește moartea, iar moartea folosește păcatul. Boldul morții este păcatul, spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Păcatul la rândul lui are și el un asistent de nădejde. Are și el un ofițer de rang superior pe care îl folosește. Și puterea păcatului, este firea pământească. Păcatul n-ar avea nicio putere asupra lui Pavel și Pavel n-ar fi spus cine mă va izbăvi de acest trup de moarte dacă firea pământească nu l-ar fi ținut rob. Dar firea pământească l-a ținut rob. Și bietul de el vrea să nu mai păcătuiască, dar nu putea. Vrea să nu mai facă păcat, dar nu putea. Pentru că datorită firii pământești, care era, îl stăpânea, îl domina, el ajungea să facă păcatul. Păcatul nu s-ar întâmpla niciodată dacă n-ar exista fire pământească. Domnul Iisus n-a trăit în firea pământească, de aceea n-a păcătuit. Cu cât firea pământească e mai hrănită de noi, cu cât ne apropiem mai, mai mult de, permiteți-mi expresia, buza prăpastiei, marginea gropii, cu atât mai mult suntem mai predispuși, nu neapărat că păcătuim, dar ne expunem și expunându-ne într-o zi, există riscul să alunecăm. Diavolul e general, pentru că are asul mânecă, moartea. Moartea e puternică pentru că are asul mânecă, păcatul. Păcatul e tare pentru că are asul mânecă, firea pământească. Iar firea pământească e carnea noastră. De fapt, nu carnea în sine ca materie, ci pornirile ei, atracțiile ei păcătoase, tendința ei să se bălăcească în păcat, instinctele primare. Astea sunt expresia cărnii. Și carnea aceasta, și după ce te pocăiești, tot carne rămâne. Și generalul, diavolul, știe lucrul acesta. Și pune pe moarte să vorbească cu păcatul. Și pune pe păcat să vorbească cu pofta firii pământești, cu carnea. Și carnea sunt eu. Iată, dar cât de complexă e viața. Luptă tu împotriva ta și nu o zi, nu două viață de om. Și să nu minți niciodată, să nu fur niciodată, să nu te uiți urâi niciodată, să ierzi mereu, să iubești mereu, să fii ca la carte. Când e pace, e ușor să ai o viață normală, dar în timpul războiului, cum să ai o viață normală? În timpul războiului sunt bombe, în timpul războiului sunt tot felul de grupe de gherilă, adică nu numai pe front se omoară oamenii, că există pușcă și pistol la toată lumea și copiii au pistol în pe front, adică nu pe front, în timpul frontului. Atunci, nu mai îți trebuie legitimație pentru portarm, că e confuzie, e război. Ei, noi trăim într-un război spiritual. Și în acest război spiritual, Dumnezeu ne cere să fim liniștiți ca în timp de pace. Generalul, el știe că undeva în ciclul lui de. De autoritate, adică diavolul, moartea, păcatul, există firea pământească care e carnea noastră, e o parte a existenței umane. Ei, el aici are cuiul pe pelea, adică are un punct de sprijin, are o frânghie puternică de care se ține, firea pământească, ea e, ea e din noi. Și cuvântul Domnului spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el? adică cu Domnul. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, adică păcatul să fie dezbrăcat de puterea lui, de firea pământească. În așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Roman 6, 6 cu 7. Sau când trăiam sufirea noastră pământească, când trăia în sufirea noastră pământească, când ascultam de mesajul cărnii, patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făcea să aducem roade pe măsură, moartea. Roman 7 cu 5. Sau, măcar că trăim în firea pământească, totuși, nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească. Și aici am ajuns într-un moment foarte delicat. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească, împreună cu patimile și poftele ei. Uitați că, așa cum în spatele firii pământești există moartea de fapt păcatul, moartea și diavolul, tot la fel în fața firii pământești mai există câteva lucruri. Care sunt acestea? puterea firii pământești, care are și ea un aghiotant, are și ea un ofițer de nădejde, un asistent, puterea firii pământești este pofta. Dacă n-ar exista poftă, firea pământească s-ar desfința. Dar omul se uită și poftește. Și firea pământească are putere. Omul aude și poftește și firea pământească are putere. Omul stă de vorbă cu și poftește și firea pământească are putere. Puterea firii pământești este pofta. Citind din cuvântul Domnului. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, 1 Ioan 2 cu 16, sau omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, Poftarea, mădularele firii care sunt poftarea. Firea pământească are și ea un ofițer de nădejde. Are și ea un asistent pe măsură. Pofta. Și orice om este sensibil la poftă. Fii sincer, cel care trebuie să nu mai mănânci carne de porc. Nu e așa că nu mai carnea de porc e bună? Fii sincer, cel care nu mai ai voie să mănânci ciocolată. Nu e așa că nu mai ciocolată visezi? Și lista poate continua. Pofta este o mare problemă. Și firea pământească știe și o folosește. Păcatul știe și folosește firea pământească. Moartea știe și folosește păcatul. Diavolul știe și folosește moartea. Diavol, moarte, păcat, fire pământească, poftă și... Și nu-i punct. Și pofta are un ofițer de rang superior. Puterea poftei este ispita. Fiecare când este ispitit și este atras de pofta lui însuși, când ești ispitit, ești atras de poftă. Pofta folosește ispita ca să atragă. Câteva exemple de ispită. 1 Timotei 6 cu 9. Pavel spunea, aveți grijă să nu iubiți banii. Aveți grijă să nu iubiți banii, că aceasta este o ispită puternică și mai ales într-o societate materialistă. Dar trebuie să acceptăm spuneam cu două, trei predici în urmă, că și dorința, nevoia de a mânca poate deveni o ispită dacă vrei să faci lucrul acesta într-un timp mai important decât să mănânci. Motiv pentru care Luca scrie în capitolul 4, versetul 13, după ce l-a ispitit în toate felurile. Care sunt toate felurile? Cine le poate număra? Sunt multe. Ispita este un evantai cu foarte multe valențe, cu foarte multe fețe. Astfel, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, spunea Pavel scriinte salonicenilor, de teamă ca nu cumva ispititorul să vă păcălească și eu să mă muncesc degeaba cu voi. Nu este așa că ați adus frodată pe cineva la Domnul, l-ați ajutat să se boteze, l-ați ajutat să crească spiritual, l-ați vizitat, a fost un fel de ucenic și a zis, Doamne, îți mulțumesc și vă uitați la el în adunare și era plin de bucurie. Și într-o zi nu l-ați mai văzut și de atunci nu l-ați mai văzut niciodată. Nu vi s-a întâmplat experiența asta? Mie mi s-a întâmplat de câteva ori bune. Munca de câțiva ani de zile vine ispititorul și o ia. Se duce la el cu o ispită și îl câștigă. Și știți ce se întâmplă când vine ispita? Când vine ispita, vine pofta, nu ispita. Și știți ce se întâmplă când vine pofta? Nu pofta vine, vine firea pământească. Și când vine firea pământească, știți cine, cine, cine vine de fapt? Vine păcatul. Și când vine păcatul, știți cine vine de fapt? Vine moartea. Și când vine moartea de fapt, știți cine vine? Vine diavolul. Și acesta este Consiliul de Război. Vreau să închei ca de obicei, spunând o soluție din partea Domnului și vorbind despre strategia luptei. Dacă un astfel de război cumplit se derulează în inima dumitale, trebuie să accepti, frate, că trebuie să te pregătești și trebuie să lupti cu băgare de seamă, că e suficient un singur glonț să te omoare, nu trebuie o ladă de glonțe. Și acum aș vrea să iau acești ofițeri pe rând și să vă spun. Care este sensibilitatea lor? Că ei, fiecare au câte o problemă. Dar numai să o știm. Și uitați ce spune scriptura despre ei. 1. Diavolul trebuie respins prin credință. Și cuvântul spune: Împotriviți-vă lui tare în credință. Împotriviți-vă lui tari în credință. Acesta este. Aceasta este strategia de luptă cu generalul lor, cu diavolul. Tot timpul trebuie să ne împotrivim. Nu putem să fugim de el. Scriptura nu spune ascundeți-vă de el, că n-ai unde să te ascunzi. El e peste tot. Spune doar atâta. O pune rezistență, dar nu prin fire, prin credință. O pune rezistență. O pune rezistență, dar nu prin fire, prin credință. Împotriviți-vă. Tari în credință. Aceasta este metoda de luptă cu diavolul. Mergem mai departe la ofițerul inferior. Scriptura vorbește despre moarte și ne învață să abordăm următorul mod de luptă. Moartea trebuie eliminată, ferice de morții care mor în Domnul. Există posibilitatea să elimini moartea spirituală, înviind prin pocăință la o viață nouă. Moartea fizică nu o poți elimina, dar dintre cele trei morți spirituală, adică să trăiești în păcat, moartea fizică, cum mor toți oamenii și sunt puși în țărână, și moartea veșnică, e, aceste două pot fi eliminate dacă te pocăiești, scap de moartea spirituală și scap și de moartea veșnică moartea poate fi eliminată prin pocăință și prin neprihănirea. Dacă vrei să scapi de puterea morții, pocăiește-te. Și după ce te-ai pocăi, nu mai ți este frică nici de moartea fizică. Crede-mă, nu-ți mai este frică de moartea fizică. Asta nu înseamnă că îți dorești să morți, te rogi, Doamne, ia viața. Nu, nu, pentru că și aceasta e o extremă. Dar spui, Doamne, viața mea e în mâna ta și nu-i nicio problemă. Mi se pare puțin exagerat să fii pocăit și să n-ai curat să zbor cu avionul. Acum nu vreau să spun nimic, nici nu vreau să intru în amănunte, poate că cineva care are problema asta zice, uite că lui știe și lucrul ăsta și mi-l zice. Să știi că nu știu nimic. Dar mi se pare puțin incompatibil. Dacă vrei să te duci în România, du-te liniștit. Că cândva, oricând te duci, oricând te întorci, trebuie să se întâmple. Un om pocăi știe unde se duce când moare. Se duce acasă! unde e mai bine decât acasă? Asta nu înseamnă că vrem să murim, dar nici nu, sper, nu ne speriem că ne cheamă Domnul acasă. Iată dar, elimină moartea prin pocăință. Ce trebuie să facem cu păcatul? Păcatul trebuie părăsit. Prima atitudine pe care o avem de față de păcat trebuie să-l mărturisim. Păcatul trebuie mărturisit. Păcatul trebuie neapărat mărturisit. Un păcat nemărturisit rămâne și aduce moartea. Dar după ce l-am mărturisit, trebuie să îl părăsim. Spunea Domnul Iisus femeii pe care a iertat-o, nici eu nu te condam. Ți-ai mărturisit păcatul, nici eu nu te condam. Du-te, dar părăsește-l să nu-l mai faci. Una este să cazi în păcat și alta este să trăiești în păcat. Păcatul trebuie părăsit. Spunea Ioan în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 1, copilașilor: Potoliți-vă cu păcatul, gata, să nu mai păcătuiți. Și Petru spunea: Destul că în trecut, destul. Firea pământească. Firea pământească trebuie răstignită. Nu putem să-l răstignim pe diavolul, nu putem nici să răstignim moartea, nu putem nici să răstignim păcatul, dar putem să răstignim firea pământească. Ce înseamnă să o răstignești? Înseamnă să nu mai hrănești să nu-i mai dai atenție, să nu mai vorbești cu ea, să nu mai bagi în seamă, să te superi pe ea și să-i spui așa, tu nu mai vezi cuvânt de la mine și nici să mai mă întorc cu fața la tine în veac. Gata. Și nemai fi hrănită, puterea ei se micșorează și nu mai are nicio influență și nicio autoritate firea pământească trebuie răstignită. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu, împreună cu ce urmează, pofta, cu poftele ei. Pofta trebuie înfrânată. Diavolul nu trebuie înfrânat, moartea nu trebuie înfrânată, păcatul nu trebuie înfrânat, firea pământească nu trebuie înfrânată, pofta însă trebuie înfrânată. Și Scriptura ne spune că pofta este înfrânată de înfrânarea poftelor. Adică de o atitudine de autocontrol. Și spunea Pavel, roada Duhului din potrivă este înfrânarea la poftă. Pune-i frână, oprește-o, las-o să stea, să ruginească acolo, să nu-i se mai învârtă roțile. Și ultima ispita. Ispita trebuie ținută departe prin rugăciune și veghere. Spunea Domnul Iisus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă. Ce înseamnă să veghezi? Uitați ce înseamnă să veghezi. Fratele Petru Gladovan, îmi spune mie următorul lucru. Frate Luigi, te rog frumos să te uiți la ușă și să-mi spui când intră musafirul care trebuie să predice. Și eu mi aleg un loc potrivit, că dacă stau acolo nu văd datorită amvonului. Cum veghez eu că nu văd da amvon? Și la urmă spun iartă, mă, păi n-am văzut și îmi spune, dar de ce n-ai stat drăguțul acolo? Ok, mă duc acolo. Și mă uit și mă strigă fratele Michi și îmi spune, hei, Luigi, și spun, iartă-mă, te rog, dar eu veghez acum. Eu sunt cu ochii pe ușă că intră musafirul și veghez, asta înseamnă că sunt aten și că sunt cu ochii pe ușă. Asta spune Scriptura în legătură cu ispita. Rugați-vă și fiți atenți! Fiți atenți! Fiți atenți! Asta este atitudinea prin care învingem ispita. Aș vrea acum să închei, frați și surori, pentru că s-a epuizat timpul și câteva clipe să stăm înaintea Domnului, să ne cercetăm. Vreau numai să închei spunându-vă următorul lucru. Noi ne îmbrăcăm frumos și venim la adunare, dar noi toți știm ce război există în noi. Diavolul, moartea, păcatul, pofta firii pământești, de fapt firea pământească, pofta, ispita, tot acest consiliu de război lucrează în unitate pentru ca să ne distrugă. Dar Duhul ne spune, fa așa cu diavolul, fa așa cu moartea, fa așa cu păcatul, fa așa cu firea pământească, fa așa cu pofta, cu ispita și noi trebuie să facem. Aduceți-vă aminte cum încheia Pavel, de fapt cum începea capitolul 8 încheiind pe 7. Acum pofta, firea pământească nu mai are nicio putere asupra mea, că Duhul este cu mine, legea Duhului de viață a învins. Dragul meu, dacă ești gol de Duhul, dacă ești gol de Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Diavolul e mai puternic decât noi toți la un loc. De aceea, în, cea, în seara aceasta, să stăm înaintea Domnului și să realizăm că în noi este un război. Și în America, în noi este un război. Și generalii aceștia de război sunt diavolul, moartea, păcatul, firea pământească, pofta și ispita. Cine este aliatul nostru e Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, rugăciunea, postul, Biblia, părtășia frățească, adunarea, iertarea, dragostea și altele asemenea acestora. Dar dacă nu suntem plini de Duhul nu avem nicio soluție. Vă rog în această seară, uitați-vă la dumneavoastră și la casele dumneavoastră și cu multă responsabilitate, rugați-vă să vă umple Dumnezeu de Duhul alături de mine și de tot poporul Domnului. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.